Nu puteam dragi să mă gândesc și la Maria, care e în clasa 1, acum a început clasa 1, să-i propun și ei niște problemuțe. Le iubește pe amândouă și ține tot atât de mult la amândouă. Ține la Ana tot atât de mult și la Maria. Dar Maria, care știe atât de bine engleză, poate să încerce și ea să facă problema în engleză, să rezolve cu tati, da? Bănesc că știi și tati un pic de engleză, așa. E bine, mă gândesc că mai pentru Maria să facă o problemuță. Așa. Nelu, o familie are două fetițe gemene. Deci, Ana și Maria sunt gemene. Gemene. Adică născute odată și au câte 5 ani, 6 ani. Au 6 ani. Să înțelegi, fiecare are 6 ani, da? Au 6 ani. Nelu este cu 5 ani mai mare. Da? 5 ani mai mare. Câți ani au împreună? Câți ani au împreună? Câți ani au împreună? Deci, Ana și Maria sunt gemene. Și gemene și au 6 ani. Nelu este frățiorul cu 5 ani mai mare. Câți ani au împreună? Asta e problema pentru tine, Maria. O altă problemă. Problema 1. Problema 2. Ana și Maria sunt gemene, tot așa am spus, da? Ana și Maria sunt gemene. Nelu este cu 4 ani mai mare. Da, este cu 4 ani mai mare. Ia împreună copiii copiii au douăzeci și doi ani. Da? Împreună au 22 ani. Câți ani au fiecare? Ce vârstă are fiecare? Ce vârstă? Câți ani au? Hai. Câți ani are fiecare? Câți ani are fiecare? Acum să zicem că sunt toți diferiți.
problemas ahí. Ana, da, da, problemas cu poate de așa, Ana, sigur că da. Fișierul ăsta, adică cu propunerea și astea. Ana are 6 ani. Maria este cu 5 ani mai mare. Da? Maria este cu 5 ani mai mare decât Ana. Ana. Nelu este cu 2 ani mai mare ca Ana. Da? Cu 2 ani mai mare ca Ana. Câți ani au împreună? Câți ani au împreună? Câți ani au împreună? Iată aceste două problemoții, două, trei care le-am făcut. Și pe jocul ăsta, Cristi, te poți gândi la fel de fel de variante. Sigur, în măsura în care poți să te uiți și la problemuțile astea care le-am făcut pentru Ana, cu cifra 10, cu sutele, cu aprecieri, cu nu știu ce, nu? Da, trebuie să durezi un an de zi totuși. Da, dacă poți mușca ceva acolo, e bine. Sigur, ne putem gândi acum, Cristi, și la o problemuță în care, să spunem, dăm suma lor. Că am cerut suma. Acum dăm suma și mersul înapoi este mai dificil, că trebuie să scadă surplusurile și cum se împartă. Dar aici trebuie să faci și cu segmente. Deci 6 ani are, uite, este mult mai vizual, ușor de vizualizat. Ana are 6 ani. Printr-un segment am reprezentat-o pe Ana. Ana. Maria cu 5 ani mai mult decât Ana. Deci, facem segmentul ăsta pentru Maria și mai punem punctat cu altă culoare eventuală. Sau, astea care sunt egal Cristi și pentru Cristi vorbesc Cristi pentru că nu, mai ales e tatălui, adică băiatul meu. Și pentru Nelu, punem aici 5 ani. 5 ani. Și pentru Nelu, punem exact cât a fost Maria, dar încă 2 ani. Deci, e bine să facem aici 5 și ăsta cam atât să fie cu 3 ani, da? Sunt cu 2 ani. Să nu fie chiar jumătate. Acolo pe segmente, măsurăm foarte bine, pe pătrățele, ca să facă, să aibă reprezentativitate, unitatea de măsură, de ce 3 este cu 2 mai mult. Da? Deci trebuie să vedem așa. Și aici punem, cât am zis, că punem 2 ani. 2 ani în plus. Ei, am întrebat câți ani împreună. Aici erau 6 ani, nu roșu. Roșu și tot 6, tot 6. Și acum, când zic în total, ea ușor observă că de 6, de 3 ori, de 6, 6 și plus 6, plus 6 și plus 5 ori și cu 2. Deci e la îndemână să vadă așa. 18 și cu 9 și cu 7, că te face acolo 25. Înapoi este mai interesant. De ce metoda figurativă? Când îi dau 25, 25 ani și ea trebuie să scadă surplusurile, 5 cu 2, 7, și până 18 se împartă în 3 segmente. Și dă peste vârsta lui Ana. Deci, problema e invers, cum am zis așa, îți dau suma și vezi pe ceilalți.
câteva fiecare. Dar le jucăm, nu neapărat din prima, și pentru părinți este valabil ce spun, și pentru învățători, când încep să construiască problemele acestea, trebuie să le facă așa în pași mărunți până și în ritmul în care ea prinde problema. Merge cu atât mai mult, cu atât mai puțin, putem formula fel de fel. I-am zis cu tot cu 2 ani în plus. Așa mergem pentru început. Să-ți vadă plusul. Da? Dar când zic un pic, cu atât mai puțin, se complică problema pentru că ea se ducă la cel mai, cu atât mai puțin ca unitate de măsură. Și trebuie să vadă partea asta cu surplus. Deci de aceea, prima parte a discuțiilor, purtate așa de 2-3 săptămâni, este adăugăm cu atât în plus. Sigur, puteți gândi și la numere mai mari, am luat un numere mici aici ca să ca și marca și oral. Dar ne putem gândi și numere mai mari, mai ales când trece și lucrează acolo cu cifrele din două, adică numere din două cifre făcute și atunci se exersăm și adunările până la 100. Dar ușor, ușor, trebuie să vedem. Și ceea ce este important este ca ea să se sesizeze când face suma tuturor, i-a mărit primul pas. Aflăm vârsta lui Maria, la 6 plus 5. Al doilea pas, aflăm vârsta lui Nelu, e 6 plus 2. Și al treilea pas, suma tuturor, redactăm aceștia. Pentru că în mintea lui trebuie să se structureze pașii pe care îi parcurge. Așa. Așa, dragilor, iată că nu puteam să nu fac și pentru Maria câteva problemuțe, să le propun. Am și rezolvat-o pe asta într-un mod în care, de fapt, am arătat părinților cum pot sta. Părinții sunt, și pentru mine este nemaipomenit să constat cât de mare interes de pur părinții. Ar sta și ar învăța în locul lor. Atât sunt de hotărâți să-și poată sprijin copiii. Mă uit la Mihaela, deci la sala noua și merită Cristi să fie văzut aseară, să vezi problema cea care a făcut-o cu niște inegalități. Deci ea este între a noua și dintre a șasea, din clasa întâi stă în spatele lor și mama învață ritmul în care învață el sau chiar un pic mai în față și să știe ca să poată să-și ajute copiii. Dar acum s-a ridicat și la ghetă și la probleme dificile. A inegalități. Astăzi povestea că au luat 10 la inegalități și cea care a făcut aseară. Într-adevăr, a fost un spectacol. Eu nu mai știam tipul acel de inegalități, în sfârșit, și cu ce am făcut acolo, a fost minunat. Spun asta pentru că toată povestea dificilă este a modului în care prezinți lucrurile. În dialogul care am avut cu Miruna aseară, a fost așa de... Parcă eram colegi, fiecare ne sprijineam pe cealaltă cu o idee, ce părere ai tu aici, ia să încerci și tu, ia să încercăm, ia să ne ducem. Deci, această formă de colaborare a determinat pe să fie atât de crezătoare și atât de sigură, că astăzi a fost ea, le-a dat și al doi colegi, mă rog, rezolvarea și cum a fost, și numai trei au fost din clasă, clasa cea mai bună din județul Bacău acum, asta a doua care s-a format, și a luat 10. Era mama foarte, foarte fericită. Da, fericită, într-adevăr, după atâta efort, atâta muncă de dimineață până seara și să duci la treabă și să stai până târziu cu copii. Este fantastic. Nu există prea multe mămici care să facă acest mare efort. De fapt, în familie, că fiecare și în parte acolo relații, obligații. Numai asta vă spun că nu se obține nimic decât prin mare, mare efort. Și nu e nimic mai prețios și mai valoros în clipa asta decât investiția în copii. Să ne înțelegem cel mai de preț lucru este investiția în copii. Cristi, mă spun că eu asta am avut ca crez așa în toată viața și dovadă că iată, și acum fac această investiții nu pentru copiii multor de cei care reușesc să dea peste noi. Tot este trebuie foarte mult ca să răspândească ideea. Am văzut acum că accesările cresc foarte bine. Până când se va întâmpla ceea ce aștept atâta vreme, probabil mai trece timp. Da? Să sperăm. La revedere, dragilor. Pe curând.